îl avem pe senatorul și președintele Partidului Forța Civică, domnul Mihai Răzvan Ungureanu. Aș spune unul din puținii adversari adevărați pe care i-are Victor Ponta astăzi, pentru că, într-adevăr, face opoziție. Bună seara! Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Să știți că m-am uitat cu atenție la paharul de apă când ați povenit de apă distilată. Aia încă nu e distilată. Îl dau deoparte. Da. Nu e... Așa sunt și eu cârcotaș, nu cred în nimic, Toma necredinciosul, dar viața m-a învățat să nu prea mă mai îndoiesc, pentru că se întâmplă și minuni. Oricum, pe ceea ce se întâmplă în România acum nu cred că mai există îndoială pentru nimeni. S-a votat prost în 9 decembrie și... Culmea, o spun chiar rău, cei care au votat. Rău de tot să vede ce se întâmplă mai departe. Știți, zilele trecute mă uitam în programul de convergență pe care l-a scos guvernul acum, și arată ca un diagnostic de cancer economic. Îmi pare rău că folosesc analogia aceasta, dar este singura pe care o am la îndemână și care reflectă realitatea. Noi nu mai avem, știm de când s-a votat bugetul, nu mai avem creștere economică de niciun fel. Dar nici nu se face nimic, absolut nimic, pentru a avea măcar o picătură de speranță pentru economia noastră, care gâfâie cu ultimele forțe în momentul acesta. Și... când veneam către dumneavoastră, încercam, îmi spuneam, dacă e cazul să o zic de-a dreptul, dar o spun de-a dreptul, chiar dacă asta vă o să facă știre, eu unul, ca om care așteaptă de ani buni de zile reconstrucția economică a României, m-am săturat să mai aud gogorița cu stabilitatea economică a României. Vă rog să mă credeți. Că este o stabilitate, așa cum este stabilitatea în cimitir. Este o stabilitate absolută acolo. Acolo nimic nu se mai întâmplă. Și definitivă. În eternitate. Când aud din pe cineva că spune ce fericire pe România că macroeconomic România este stabilă, trebuie neapărat să-i aducem aminte persoane care spune așa ceva cu gura până la urechi, că această stabilitate este stabilitatea stagnării economice. Sau mai bine zis, este, sau în alt fel, e preambulul unei recesiuni economice, cea către care ne îndreptăm. Dar aș fi preferat... nu o spune doar Victor Ponta, o spune chiar și Traian Băsescu. Și către el faceți această trimitere? Nu știu, nu l-am auzit pe președinte spunând asta. Îl aud însă pe Ponta, aud pe alții din guvern și culmea aud o grămadă de analiști care se prezintă la televizor și spun, evident cu un partipri politic, extraordinar cum a reușit guvernul acesta să stabilizeze economia. Da, a stabilizat-o în cimitir, la propriu. Economia românească în momentul de față este o economie care nu mai lasă nicio șansă creșterii economice. De altfel, culmea, noi nu creștem economic, în schimb, deficitele noastre bugetare cresc. Se cheltuie în continuare ca și cum România ar fi o țară aflată în plin avânt economic. Merge mai departe așa. Aș fi vrut, și din partea mea de acum, acest lucru îl veți auzi, niciodată să nu mai vorbim despre stabilitate economică, să vorbim despre transformarea economiei românești în ceva bun. Câtă vreme economia românească este stăpânită de stat, câtă vreme economia românească este fragmentată, câtă vreme economia românească nu dă nicio șansă de câștig întreprinzătorului investitor român, nu o să avem niciodată bucata de prosperitate la care credem că pe care credem că o merităm. Dumneavoastră, doar să știți foarte bine, pentru că ați pornit de jos. Aveți o întreprindere în mână, în care, prin subscripție publică sau prin banii dumneavoastră de acasă, ați reușit să o aduceți la un, top 20. Un succes economic real. Și ați pornit pe seama unor condiții economice favorabile la început, iar astăzi, când suprataxarea vine asupra dumneavoastră, sufocându-vă, înainte de a avea profitul, pentru că ce vi se suprataxează este potențialul, nu profitul, pe bună dreptate vă puneți întrebarea ce fac mai departe, cum cresc. Și atunci... Atenție, statul rămâne și pentru noi. Vorbesc ca întreprindere, nu ca presă, când politicienii poate nu iubesc presa liberă. Dar statul rămâne pentru noi ca întreprindere economică principalul dușman. O, adică da. Nu doar prin taxare, ci prin faptul că instituțiile statului nu-și fac datoria, eu sunt împiedicat să mai creez 100 de locuri de muncă. Exact. Slavă Domnului, Dumnezeu ne ajută mai mult decât statul și uite că începând de astăzi putem într-un an de zile să mai creăm locuri de muncă. Dar sunt investitori români străini care se pun piedici să mai angajeze oameni. Pentru că dacă el produce o marfă bună, alimentară, mâncarea se caută și când e război mondial, da?
Și vine un escroc care face pe vapor sau în câmp mâncarea, cu nimic și cu mizerii, și nu plătește taxe și el reușește să vândă cu 50% mai ieftin mâncare, evident că ăla va vinde, iar ăsta nu poate să mai angajeze oameni să-și tripleze producția. Deci statul nu doar că ne impozitează, nu-și face datoria. Omoară locuri de muncă. Ponta a promis 1 milion de locuri de muncă. Nu, se pierd în fiecare zi mii de locuri de muncă. Da, și se pierd în același timp și din sfera privată și din sfera bugetară. În scurtă vreme nu o să mai auzim părinții spunând du-te și ia-ți o slujbă la stat, că în felul acesta ai să ai un viitor sigur. Slujbele se pierd în continuare pe seama aceleași incompetențe administrative pe care a dovedit-o și precedentul guvern Ponta în jumătatea a doua anului trecut. Dar vă spun lucrurile acestea și dumneavoastră le știți doar foarte bine. Uitați-vă însă la felul în care au venit suprataxările peste tot ce înseamnă factor de producție în România. Niciodată, după 1989, nu și-a putut cineva imagina că se suprataxează toate mijloacele de producție din România, indiferent de natura lor. Profit, profitul este suprataxat, pământul este suprataxat, forța de muncă este suprataxată. Salariul minim pe economie nu este altceva decât o suprataxă. Și dumneavoastră, ca investitor privat, înțelegeți lucrul acesta. Când mă trage cineva de mânecă și îmi spune, domnule, dar totuși, uite-te că moneda merge, îi replic imediat. Uitați-vă cum arată inflația. Guvernul nu reușește să țină în frâu inflația noastră. Iar pe seama inflației se va ajunge foarte repede la recesiune. Uitați-vă cum arată rata investițiilor făcute în economia românească. Investițiile străine în economia românească, de exemplu, scad de la an la an. Ce s-a întâmplat în primele 3 luni ale anului acesta este minimul istoric pe ultimii 5 ani. Deci, o economie care nu este atractivă, o economie care băltește, o economie care nu se transformă, ați mai auzit ceva de manageri privați la, la întreprinderile mari de stat? Nu m-am auzit de eșecurile până acum de manageri care erau ieri directori și azi au devenit manageri privați. Toate lucrurile acestea ne conduc către o idee despre care am făcut vorbire și la dumneavoastră aici și în alte locuri. Ne pregătim de un dezastru economic, că vrem că nu vrem, că ne place sau că nu ne place. Asta se va întâmpla până în sfârșitul anului cu asemenea guvernare incompetentă. Vă întreb că aveți deja multă experiență și ca fost premier și din culise. Sunt lucruri pe care nu le puteți spune, dar judecățile de valoare pe care le aștept cred că se pot afirma aici. Credeți că Ponta înțelege situația în care se află? Adică eu îl văd pe el ca înțelegând că dacă mai stă 5 luni îl aleargă lumea pe stradă cu pietre. Și atunci cred că va face o fandare, având în vedere campania electorală în care se află, pentru a face ceva. Credeți în varianta unor suspendări, alegeri anticipate la președinție la care Victor Ponta să se înscrie? Eu cred că ultimul lucru de care ar avea nevoie astăzi guvernarea ar fi un șoc politic. Pentru că orice șoc politic în sistem conduce la efecte economice greu controlabile. Imaginați-vă ce ar însemna ca mâine să se declanșeze o procedură de suspendare. Brusc totul începe să graviteze în jurul problemei suspendării. Tehnic, lucruri, chestiuni tehnice, chestiuni politice. Își mai vede cineva atunci de economie? Nu. Problema este că economia în defectul ei va înceta pe zi ce trece să mai funcționeze. Bun, dar puneți-vă în locul lui Ponta. Ce ar putea face? Că eu tot încerc să văd ce se întâmplă în culise. E clar că 5 luni, dacă vin octombrie, noiembrie, cu școala, cu ce trebuie să cheltuie românul, cu murăturile, știți cum e atunci un moment uitați-vă important. Uitați-vă cum arată facturile pe ultimele 3 luni. Exact. El cred că știe și nu știu dacă va risca să-și năruiască construcția lui de 20 de ani, 15 ani, de când tot muncește să ajungă sus în vârf, pentru ca să dispară de tot, alergat cu pietre. Deci, ce ar putea să facă el când economie nu face, decizii bune nu ia, nu atrage investiții, mâncarea săracului s-a scumpit, cartoful, spunea Andreea Paul, 83%, fasolea, grâu, toate s-au scumpit. Toate s-au scumpit cu un factor deci, de cel puțin de ce ar mai putea el să facă să scape, să rămână totuși în politică și să nu dispară? Sau e inconștient? Politic? Nu știu dacă are foarte multe căi. În primul rând, ca să poată el supraviețui ca persoană politică, ar trebui să recurgă la un gest sinucigaș. Ar trebui să-și dea demisia și să recompună un guvern pe seama majorității pe care o are. Nu știu. Uh-huh. Interesant. Dar pe de altă parte, cum poți să pleci de la guvernare când de fapt ceea ce te ține în scaun sunt
legăturile foarte puternice cu propria clientelă politică. Până la urmă, el este mai puțin premier decât ne imaginăm noi că este. El este foarte mult expresia clientelei. Uh-huh. Și câtă vreme clientela te cimentează în scaun, nu prea poți să pleci. Ai picioarele legate. Ai picioarele legate. Ori el a devenit confortabil pentru clientela PSD și PNL în momentul de față. Este ca o carte deschisă. Se știe ce îi place, se știe ce nu îi place, se știe unde reacționează și unde nu reacționează. Care sunt subiectele pentru care investește energie, care sunt subiectele pe care le lasă altora. Și acest lucru este ușor de văzut, ușor de citit în momentul în care iei gesturile politice la rând. Mai nou, Ponta, ca să poată supraviețui politic, încearcă să dea tunuri mari, lovituri mari, în care să apară pe cal, pe soclu, în bronz, cum poate. Și încă păstrează popularitate din sondajele astea, nu știu acum cât sunt natural, credibile. E natural, da. E primul ministru al României, e prezent peste tot, nu știu, el nu muncește, el e la televizor. Dar, evident, încearcă să meargă pe teme foarte mari. Multe dintre temele mari cu care a încercat să acopere problemele economice și sociale reale se desumflă una câte una. Uitați-vă la chestiunea regionalizării. L-a pus pe domnul Dragnea. Săracul Dragnea s-a trezit cu dita mai problema în brațe, având o singură competență, aceea de a fi fost șef de Consiliu Județean. Și, bun, în felul său încercând să se descurce și cu fondurile europene. Pentru a ajunge să-i livrezi responsabilitatea reorganizării administrativ-teritoriale a României, care este doar un efect al regionalizării ca proiect, e cale lungă. Pentru asta îți trebuie studii, îți trebuie un aparat intelectual foarte puternic în spate. În 68, când s-au apucat să facă județele pentru legea 1-1968, au muncit 4 ani de zile. Toți academicienii României, 4 ani de zile, au scris numai studii de impact referitoare la ce ar însemna reorganizarea teritorială administrativă a României de la regiuni staliniste la județe. Bietul domnul Dragnea e pus să facă lucrurile pe genunchi. Când le faci pe genunchi, singurul lucru pe care poți să-l spui e să mai promiți câte un post. Măi, cu tare, ești primarul orașului X din județul Y. Ce-ar fi să te fac șef de regiune? Măi, Vasilică, tu ce ești acolo? Avem șef de Consiliu Județean. Șef de regiune astăzi, pe vreo 8 regiuni. Rezultatul o încăierare de culise. Uh-huh. Lumina stinsă și care pe care. A ieșit după aceea domnul Dragnea, la un moment dat a fost o scenă de un caragios incredibil. Dumneavoastră l-ați și taxat pentru asta. Să ne gândim la vreo 3 capitale în fiecare regiune. Febra asta a durat vreo 2 săptămâni. După 2 săptămâni era din nou o singură capitală. Totul a devenit un fel de troc politic atât de jenant, atât de balcanic, atât de bizantin, încât e limpede că problema regionalizării s-a golit de orice sens general. Acum, regionalizarea ca proiect este fundamental importantă pentru România. În momentul în care o faci, îți asumi că la capătul mandatului politic pierzi. Pentru că regionalizarea înseamnă o transformare structurală atât de profundă a României, încât mulți vor pierde locurile de muncă la propriu, birocrație locală, birocrație centrală, se vor restructura mecanisme, dispar clientele locale, clientele centrale și se refac toate liniile de autoritate administrativă. E clar, atunci, nu se face. Și mai trebuie ceva, domnul Moraru, ca să faci un lucru enorm, distrugând cei vechi și înlocuindu-l cu ceva nou, îți trebuie bani. Nu poți să faci lucrurile, nu poți să faci reformă structurală când nu ai bani în buzunar. Pentru că reforma structurală înseamnă construcție. Orice efort de construcție îți cere fonduri enorme din buzunarul statului. Ori statul în momentul de față este secătuit. Bun, atunci ca să terminăm întrebarea, sugerați că dacă Victor Ponta ar putea, mâine ar pleca din poziția de premier, să-și conserve totuși imaginea, popularitatea? Nu, așa l-am îndemnat noi să plece. Nu înseamnă că și vrea. Pentru că el se află într-un compromis foarte confortabil lui. Și da, ca persoană, dacă, repet, și ca persoană, nu vine cu bani, cu soluții și pare că nu le are. Așa pare, îmi pare rău. Inclusiv ai lui. Sunt terminați că baronii locali se strâng în București și spun, băi, dă-ne bani. N-am. Deci sunt atât de... Ați văzut cum îl iau baronii locali de urechi? Dacă nu faci cum îți spunem noi, te dăm jos, venim și îl batem pe ministrul de finanțe, ți arătăm noi... Eu n-am mai văzut prim-ministru pus în situația asta, mi se pare cel puțin jenant. Eu să fi fost în locul domnului Voinea. Domnul ministru Voinea, să știți că nu e un om prost deloc.
e un tip deștept, are școală, e de stânga, asta este, că nimeni nu-i perfect, dar nu este nici pe departe un om rău intenționat. Slavă Domnului, a terminat și el Colegiul Noua Europa, cum am terminat și eu. Nu este, repet, un om care să aibă intenții greșite în spate sau o judecată viciată. Deloc. Măi, în momentul în care ministrul tău de finanțe e porcăit în public de un primar de oraș sau de un șef de organizație județeană PSD și tu prin ministru nu zici nimic, eu să fi fost domnul Voinea, ziceam la revedere în momentul următor, că e o chestiune de demnitate. De ce să stau eu cu repetenții la masă? Dacă repetenții nu înțeleg că a plăti arieratele este infinit mai important în momentul acesta decât a băga bani în continuu în groapa fără fund a administrației locale, înseamnă că nimeni n-a înțeles nimic de ce se află la guvernare. Guvernarea nu înseamnă doar a fura. Guvernarea înseamnă și a lăsa ceva mic, mic, infinitezimal construit acolo, cât se poate. Domnul Voinea, din păcate, aici are un mare defect. Un defect de statură morală. Și m-aș fi bucurat să-l văd în momentul în care domnul Mazăre i-a sărit, sau Nicușor Constantinescu, nu știu cine, i-a sărit în cap și premierului și lui, odată, că premierul ia apărarea. N-a făcut-o. Da, asta e o chestiune de caracter la domnul Ponta. Dar el, ca ministru, să accepte dictatul baronilor locali, mi se pare mult prea mult și e jalnic pentru 20 de milioane de români care așteaptă un dram de speranță. Bun, eu vin și vă întreb, de ce Mihai Răzvan Ungureanu nu poate să stea premier pentru perioada pentru care a fost desemnat și Victor Ponta, deși nu face absolut nimica, poate să stea senin așa, toată ziua la televizor, cum spuneați dumneavoastră. Păi asta înseamnă că totuși premierii depind de repetenții ăștia de care vorbiți. Pe de o parte. Pe de altă parte, domnul Ponta nu-și asumă, și știe foarte bine de ce, să opereze problemele reale, importante ale României. Eu mi-am asumat ca prim-ministru. Că am intrat în situația de la ANRP, Agenția Națională pentru Restituirea Proprietăților, că am intrat în situația de la RAPPS, că am intrat în chestiunea de la ANAF, că am început să... că am repornit programul de privatizări. Toate lucrurile acestea le-am făcut sistematic, nemțește, cu un guvern alcătuit din oameni tineri și fără datorii față de cineva. Vă aduc aminte că din guvernul meu nimeni n-a intrat la penal și nici în vizorul DNA-ului. Da? V-ați putut face singur guvernul? Atunci. Da. A, nu. Nu, l-am făcut împreună cu cei care asigurau... Nu, în sensul dacă v-au impus niște miniștri, partenerii de coaliție, de guvernare, de fapt, cum era atunci. Impus nu. Nu, nu pot să spun asta. Dar cum s-a negociat. S-a negociat, a fost o discuție în jurul mesei, au fost nume pe care nu le-am acceptat, dar n-a avut nimeni nimic de zis. Mai, ca anecdotă, mai neplăcut a fost în ziua dinaintea prezentării, în preziua prezentării în Parlament, de fapt în noaptea de dinaintea depunerii jurământului în Parlament, când m-am trezit singur la una dintre mesele guvernului, lucrând pe programul de guvernare. Acolo a fost chiar simpatic, pentru că încetul cu încetul coaliția obosea și rămânea numai premiantul la masă. Și m-a prins ora 4 cu pixul pe hârtie și încă doi somnoroși lângă mine, încercând să schițăm un program de guvernare care să fie ușor de atins și nu o chestiune care să fie preluată cuvânt cu cuvânt din programele de guvernare precedente, cam cum se întâmplă de obicei. Copy-paste. De altfel, programul de guvernare pe care îl are astăzi guvernul Ponta are cam multe elemente din programul de guvernare din februarie anul trecut. Acum, asta e. Nu îl puteți acuza totuși de copy-paste. Pe programul de guvernare, da. Nu. În alte locuri e plagiator dovedit. Nu? Nu? Comițiile, din punct de vedere legal, nu. Pentru mine e plagiator. La mine, pentru dumneavoastră. La mine n-ar fi trecut pentru examenul. Pentru mine nu. Eu am să învăț pe de rost lucrarea sa de doctorat. Chiar mi-am propus să recit în fiecare seară. Nu știu, să nu vă întâlniți pe trotuar cu autorul real al tezei. Să fiu eu dată judecată și să zic omul că... Bun, vreau să ați demantelat de când... Iată, s-au scurs niște luni. Asta că... spunem și domnul Ponta nu se ocupă de problemele acestea mari. Domnul Ponta se ocupă de văruitul... Bun, dar politicii guvernamentale. Eu am impresia că această clasă politică ce își trimite reprezentanți în Parlament, asta își dorește. Din moment ce domnul Ponta stă bine, mersi, asta înseamnă că ceilalți au ceea ce și-au dorit.
Da, accesul la buzunarul statului. Da. Bun, dumneavoastră ați demantelat astăzi, să vedeți cum de brusc peste noapte s-a dus coaliția aia care vă susținea, pentru că domnul președinte l-a acuzat pe Vasile Blaga că ar fi organizat o fugă a unor parlamentari. UNPR-ul susține că domnule n-a primit ceea ce își dorea. În fine, sunt mai multe speculații. Până la urmă întreb și eu, de ce a căzut guvernul Ungureanu? Mecanic, pentru că 30 și ceva de inși au plecat dintr-o parte și s-au dus în partea cealaltă. Mecanic. Asta e mecanica. Dar care să fie totuși explicația? Păi, unii dintre ei au fost pur și simplu cumpărați la propriu. Ce-ți dorește inimioara? Asta. Uh-huh. Hai încoace. Cam 3 sferturi dintre cei care au trecut în barca cealaltă au rămas cu buzele umflate, pentru că au nimerit la o masă unde toate scaunele erau deja ocupate. Uh-huh. Au luat botox, cum se zice la noi în cartier, da. Și tot au sperat până pe 9 decembrie că o să se sature măcar cu firmiturile. Nu li s-a prea întâmplat. Sunt doar câțiva care au reușit să revină în Parlament pe tichetul USL-ului. Alții au făcut-o din ordin. Dacă le-a dat părintele politic sau mai știu eu ce altă autoritate ordin, ia vino încoace și fi serios, au făcut. Da, pe Vasile Blaga îl suspectați că v-a creat un deranj? Eu am să vă spun ceva. Ce a spus președintele, asta a sugerat, adică a spus-o chiar cu subiect și predicat. Nu știu, eu am să vă spun foarte direct ce am văzut. Acum, ce o fi știind domnul președinte, nu știu eu. Eu n-am văzut o mișcare, cum să vă spun, conștientă a PDL-ului de trădare a guvernului Ungureanu. Pentru că nu asimilez un partid cu niște oameni, n-am cum. Nemulțumiri în rândul parlamentarilor au fost destule. Au început din momentul în care le-am zis nu vă dau bani pentru biserici și mai știu ce alte trăsnăi în circumscripțiile voastre, nu dau bani decât primăriilor, autorităților locale să acopere arieratele, pentru că asta era și obsesia mea în acel moment, ca lui Voinea astăzi, și doi, să reușească să ofere prefinanțarea pe proiectele europene angajate. Pentru că, până la urmă, trăiam pe seama speranței că fondurile europene vor putea fi absorbite, absorbite, nu? Da. Ei bine, mulți au supărat. Tot așa cum mulți au supărat că în momentul în care au deschis ușa, de partea cealaltă a ușii, adică în biroul primului ministru, nu au găsit pe cineva care să fie dispus la tot felul de șmecherii, jocuri, contracte măsluite sau... Nu sunt genul. Și atunci s-au supărat, s-au întors pe călcâie. Am văzut scânteii. De exemplu, una din scântei era, sau au fost chiar mai multe scântei, între declarațiile pe care le dați dumneavoastră sau Elena Udrea. Elena Udrea, v-ați ciocnit undeva pe parcurs? Că au fost niște momente în care dumneavoastră acuzați că s-au făcut multe piscine, doamna Udrea v-a răspuns. Credeți că a fost, că vreau să ajungem la ce se întâmplă în perioada asta, cu tot felul de mișcări populare și așa mai departe. Să vă spun cum au fost lucrurile. Ori de câte ori vorbesc, eu nu am neapărat în minte un nume de persoană. Când am nevoie să vorbesc despre cineva, o spun de-a dreptul. Așa e, n-ați nominalizat pe nimeni. Nu, că nu e cazul. Ce s-a întâmplat și pentru mine a fost surprinzător. La un moment dat, cam la 2 săptămâni după ce începuse guvernul Ungureanu să funcționeze, am vorbit despre prioritizarea investițiilor majore finanțate de stat. De ce? Pentru că eu mă uitam în buzunarul statului și vedeam foarte multe proiecte de dimensiuni diferite și cu termene de descărcare fizică diferite puse pe aceeași orizontală. Ori, am spus, nu se poate să dăm banii, să risipim banii și pe proiecte care la sfârșitul următorului an, adică în 2013, abia au 30% realizat, și pe proiecte, și să văduvesc proiecte care se pot îndeplini până în sfârșitul lui 2012. Hai să ne concentrăm pe cele cu impact economic și social major, care sunt într-un stadiu foarte avansat de realizare, și acolo erau în principal lucrările de infrastructură majore, iar cele care țin de mici investiții la nivel local, din care, să fim sinceri, cam toată clientela, cu care toată clientela se bucura, pe acelea le lăsăm deoparte. Dacă sunt realizate 90%, sigur, îi ajutăm să se termine. Dar dacă sunt în stadiu incipient, nu mă poate nimeni convinge că așa cum s-a dat 20 de ani fără stadion într-o localitate de 5.000 de suflete, nu se mai poate sta încă un an fără stadion în aceeași localitate. La urma urmei, nu aceea reprezintă... Corect, da. Problema esențială a localității.
Ei bine, când am vorbit despre prioritizare, inevitabil această prioritizare a atins ministerele cu grad mare de absorbție de fonduri europene, pe de o parte, dar și cu consum bugetar foarte mare. Și unul dintre ele era MDRT-ul. Unde doamna Udrea fusese ministru. Unde fusese ministru, unde făcuse treabă foarte bună, e meritul domniei sale, nimic de zis, dar erau foarte multe proiecte pornite în același timp. Și am zis, mai bine mai puține mari, cu efect imediat, în așa fel încât la sfârșitul lui 2012 să ne putem bucura că le avem, iar cele care se află în stadii diferite sub 50% de realizare fizică, le punem pe o așteptare oarecare, fără să le uităm. Și am împărțit în trei categorii, în fine. Ei bine, și de acolo și de aici au început, de aici au început neînțelegeri. Știți ce mi-a spus? Mie îmi pare rău că nu v-am dat sfatul ăsta. Nu mi-a trecut prin cap atunci când ne-am întâlnit imediat după ce ați fost numit premier. Ne-a spus un bătrân în 90, zice, dom'le, în țara asta, primul ministru și guvernul rezistă numai dacă reușește să împace toți golanii și șmecherii și derbedeii care mișună pe lângă Casa Poporului, pe lângă Palatul Victoria, până nu-i hrănești pe ăștia, domnul nu Moraru, reziști ca premier sau ca guvern. Sfatul este cât se poate de real și binevenit, dar dumneavoastră mă știți deja foarte bine. Eu sunt neamț. La mine unul și cu unul fac doi. Viața are mai curând unghiuri drepte decât compromisuri dulci. În momentul în care e vorba de banul statului, îl folosim cum se cuvine, în așa fel încât toată lumea să se poată bucura de efectul său fizic, economic, social, infrastructură, ce vrem noi. Dacă asta este educația mea, domnul Moraru, da. Eu n-am crescut pe Dâmbovița ca să fac compromisul bizantin. Acest compromis. Și era un semn de alarmă, pentru că mă gândesc tot timpul că un guvern, un prim-ministru, susținut, sau teoretic ar trebui să fie susținut de toate instituțiile statului, ar fi trebuit, dacă aș fi prim-ministru mâine, așa aș face, aș chema pe toată lumea de la toate instituțiile și aș spune, bă, băieți, golanii ăștia, vulturii ăștia care sunt în București, nu vrem să le dăm nimic, pentru că nu-i corect față de români. Hai să facem ceva, să nu pierdem vremea cu ei, pentru că ei încep să sape, să controleze presă, să te atace prin presă și poți să devii impopular în 24 de ore. E foarte adevărat. E foarte adevărat. Poți să manipulezi printr-un sondaj din ăsta. Uite ce impopular e guvernul. Parlamentarii care pot fugi mâine, că au și ei 2 neuroni, 3 maxim. Și au și obligații. Și atunci creezi instabilitate. Ori Ponta face bine acest joc deocamdată, acest balet. Îi învârte pe toți, mai dă ordonanță de urgență pentru domnul Voiculescu, asta cu publicitatea. Se mai face că le mai dă baronilor câte o poziție de guvernator, șef sau cum se chema peste euroregiune, dar trebuie să vă întreb că avem un breaking news. Ia să vedem, colegi. Da, a fost un breaking news bun. Nu s-a întâmplat lucruri grave. De astea, să tot avem breaking news-uri din acestea. Deci asta știți a fost, care asta sunt a fost legendele care s-au spus imediat după aceea cu ce a fost intoxicată presa? Cred că și acum se mai poartă, dar țin minte că imediat am primit și eu mesaje. Bă, vezi că neștiind că eu vă cunosc de vreo 20 de ani, ne cunoaștem de o viață, mereu agent străin, mereu impus de afară. Acestea sunt adevăratele motive ale debarcării. Aha. Deci, exact ce a zis Ponta zilele trecute. Că da, atât a putut și el, săracul. Da. Da. Până la urmă, dacă Ponta înțeleg că e impus de dinăuntru, nu? Nu, dar eu altceva știu. Eu l-am auzit. Nu, dar o ducem prost. Asta e problema noastră. Deci o ducem catastrofal. Da, atunci în cazul ăsta ar trebui să luăm, să fim cât se poate de sobri și să ne gândim în felul următor. Deci domnul Ponta spune așa. Pe domnul Mihai Răzvan Ungureanu li l-au impus niște forțe din exterior și el știe despre ce e vorba și pentru că gura lui nu poate să tacă, o comite până la capăt, zice. Și am să merg și în Parlament și am să spun. Eu îi zic, domnul prim-ministru, vă rog din suflet, veniți în Parlament și dați-ne măsura mare a acestei fantezii clinice. Însă, zilele trecute, tot gândindu-mă și crucindu-mă la declarațiile pe care le face primul ministru de carton a României, domnul Ponta, mă gândeam în felul următor. Domnule, eu aștept în momentul de față să iasă și celelalte instituții ale executivului românesc și să spună cum de au reușit ele să pună, sau au închis ochii, să pună în fruntea guvernului României și în fruntea țării un prim-ministru impus din afară. Nu? Păi, președinție, parlament,
ce alte servicii, ce alte instituții dau acolo, spun, e bun, nu e bun, are 1,80, nu are 1,80, merge, nu merge, e deștept, nu e deștept, e sănătos. Ce-a mâncat când era mic, tot. Ieșiți, fraților, și spuneți cum de s-a întâmplat așa ceva, că dacă domnul prim-ministru are dreptate, atunci e grav. Înseamnă că în România primii miniștri sunt întotdeauna puși de, ghilimele, forțe exterioare României. Poate că știe ce spune domnul prim-ministru și atunci să ne explice. Bine, și nouă. Traian Băsescu a fost spus de americani, tot în lecturile mondene ale vremii citez. Eu nu l-am auzit pe primul ministru spunând chestiunea asta, dar poate a spus-o și pe asta și atunci totul începe să capete un dar fel de sens. Dar pe ăștia care au devalizat România în ultimii 23 de ani, ăștia au furat zeci și sute de miliarde, că atâta se ridică paguba, pe ăștia cine au fi pus? Auziți, domnul Moraru, știți ce spunea Petre Carp la începutul secolului trecut? Până 1912, săracul era obosit de boală și vedea cum toată omenirea se îndreaptă spre război. Spune, România nici nu are nevoie de oameni politici la cât noroc are. Da, mie că ni se termină norocul. A trecut suta de ani, se termină norocul. Vreau să vă întreb ceva. Eu am scena asta cu Traian Băsescu, am și o obsesie. În vara anului trecut, când, repet, toți cei care am militat pentru boicot, am fost felicitați și de Departamentul de Stat american și Europa și românii și oameni de afaceri și toată lumea a spus, da, dumne, e ok că lovitura de stat nu s-a terminat, că eram ștergi de pe toate hărțile. Da? Pe scena respectivă erați o trupă frumoasă, Traian Băsescu, ori niciunul de pe acea scenă nu-l mai văd astăzi alături de președinte. Președintele astăzi pare mai degrabă alături de Elena Udrea, pe care a dorit să o impună la un partid ușor la limita, să spunem, constituționalismului românesc, dar avem și partea cealaltă, Traian Băsescu, vorbind glorios despre minunata economie care duduie sub Victor Ponta, referitor la momentul istoric al exporturilor, vezi, Doamne, și al scăderii consumului. Și atunci am o nedumerire. De ce nu s-a făcut atunci mișcarea populară? Nu cred că președintele a fost chiar așa de entuziasmat de performanța economică. Eu cu Cristoiu am studiat bine imaginea, n-am văzut nicio urmă de ironie. Acum, e adevărat că Traian Băsescu este mare actor. Adică ce joacă el niciodată nu poți să știi. Bun, dar repet, ce vede tot omul? Da. De ce scena aia mare, frumoasă, sigur, cu orgolii, cu tot, nu s-a transformat peste noapte? Avea 30% scena aia, reamintesc. Corect. Nu s-a transformat atunci în mișcarea populară. Și constat că fiecare așa pe câte un drum, care mai scurt, care mai înfundat, care mai brownian, ce se întâmplă? Bună întrebare, bună întrebare, pentru că și așteptarea celor care erau în piață sau care au fost în piețe la toate meetingurile și a celor care n-au ieșit la referendum în general și care au înțeles mesajele pe care toți cei prezenți în meetinguri le-au dat, apărarea democrației, a statului de drept. Sigur, președintele era personajul acestei chestiuni, dar ceea ce s-a apărat acolo era chiar România însă și în fața tăvălugului uselist. Toți oamenii aceia așteptau, într-adevăr, momentul unirii. Nu s-a întâmplat. Eu am văzut aceasta din colțișorul meu. E motivul pentru care, într-una dintre seri, am dat o adresă de e-mail în public și pe adresa aceea de e-mail au venit câteva zeci de mii de mesaje care au generat prin comunicare pe orizontală Inițiativa Civică de Centru-Dreapta, al cărei proiect politic se numește Partidul Forța Civică. Era limpede că dorința de unitate era foarte mare și venea de jos în sus a idoma unei presiuni, unui val. În ce s-a împiedicat însă acest val? În primul rând, în faptul că pe scena politică exista centru-dreapta, da? Exista deja un partid care nu își rezolvase nici pe departe problemele interne. Uh-huh. Lupta și, între tabere din interior. Din interior. Da. Și o luptă care continua deja de un an de zile și care ajunsese la paroxism, ce am văzut noi în ultimele luni și am regretat că a ieșit în public și că se spală rufele în fața lumii, nu știu ce, este un act din această lungă poveste. Deci nu se vedea atunci, cei de pe scenă știați despre luptele intestine uriașe. Noi am crezut atunci că în momentul în care totul ajunge pe numitorul comun al luptei pentru democrație,
micile orgolii, probleme, cine o să fie șef, cine trebuie să cadă, cine trebuie să rămână, toate lucrurile astea dispar. Ei, nu. Dimensiunile erau mult prea mari. Dar Traian Băsescu să facă acest lucru? Ei, pentru că, vedeți, iar peste timp, Traian Băsescu n-a reușit. Eu am informații că după ce s-a risipit scena respectivă, Traian Băsescu n-a mai avut discuții, dialoguri cu cei de pe scenă. Pe unii dintre dumneavoastră nici nu v-am mai sunat măcar, adică n-ați vorbit, să zicem. Pe Monica Macovei n-am văzut-o susținută puternic la Congresul PDL. În sine, adică, repet, eu am și spus atunci, domnul președinte, dacă pe scena aia în vară erați dumneavoastră cu Elena Udrea pe scenă și eventual cu Victor Ponta, pe care avea să-l mai numiți odată prim-ministru, nu ieșea boicotul, domnul președinte, nu ieșea. Adică n-aveai cum să convingi oamenii, băi, stați acasă. Ori, ce observăm astăzi este că președintele înființează mișcarea populară, iarăși ușor balcanic, dar spune clar, fără oameni cu carnete de partid. Deci, din start, președintele refuză, vă refuză din nou pe toți de pe scenă, că dumneavoastră aveți carnet de partid, Pavelescu are carnet de partid, Neamțu are carnet de partid, deci, din start, președintele zice, fără ăștia. Da, e foarte bine. Nu, v-ați certat. Nu, eu nu cred că, nu cred că e o problemă aici de natură personală. Și nici nu cred că merită tratat în cheie personală. Și mișcarea populară este o încercare, o tentativă, cum a fost și inițiativa civică de centru-dreapta, de a colecta atenția politică a unui electorat extrem de pretențios, dar din păcate latent, încă inert. Atunci, fiindcă nu mai avem timp foarte mult, vedeți într-o bună zi ca toate partidele, fiecare cu drumul său, fiecare cu adepții pe care reușește să-i convingă, l-am dat să se strângă? Fără discuție, da. Un fel de mai mare mișcare populară? Fără discuție, da, acesta este planul meu, pentru aceasta și vorbesc, pentru aceasta militez și sunt convins că se va întâmpla acest lucru. Până nu se întâmplă, nu mă opresc eu. Ultima întrebare. Care a fost cel mai greu moment de ca premier? Până, nu vorbesc de momentul debarcării, din perioada respectivă a guvernului. Vreo presiune din partea, nu știu, oamenilor de afaceri, gaze de șist, nu știu. Care a fost cel mai complicat moment? Cel mai complicat moment? Momentul în care am primit auditul de management al ANAF-ului. Am făcut un audit de management pentru prima dată la ANAF, ANAF fiind obiectul auditului. În momentul în care am citit concluziile, mi-am dat seama că punându-le în aplicare, ceea ce s-a și întâmplat, zilele guvernului sunt numărate. Foarte interesant. Mulțumim, vă pregătim o ediție specială cu Mihai Răzvan Ungureanu. În curând,